Felicitări, Florin, un pește meritat. Fie cu noroc. Fire întinse tuturor. Prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să practicăm un pescuit la plantat. Mă aflu din nou pe malul Mureșului. Un loc cu adâncime care variază de la 1,50 m până la aproximativ 5 m. Apa este destul de tulbure. În ultimele zile am avut parte de niște ploi foarte abundente în parte de sus, între Reghin și Răstolița. Avem un loc cu rezultate bune în ultimii ani. Din păcate, noroiul ne va dezavantaja un pic, o să fim foarte, foarte murdari pe tot parcursul partidei, dar asta nu ne împiedică să practicăm un pescuit bun. O să încercăm cu pluta de grunt să plantăm 3 sau 4 lansete în partea de jos, după care o să plantăm cu metoda breakline pe malul de vis-a-vis plutele. Pe plutele de grunt o să pescuim cu râmă, iar pe plutele pe breakline pescuim cu momeală vie, cu caras. Bă, cum puteți vedea, culoarea este destul de frumoasă a râului Mureș. Sperăm să facem o partidă reușită. Urmează să umflăm barca, să descărcăm bagajeria și începem pescuitul. Stați pe aproape, vedem ce va urma. When I pull up out front, you see the Benz on deal. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Haideți să vorbim un pic și despre echipamentul pe care o să-l folosesc astăzi. O să pescuiesc cu două lansete. Este vorba de o lansetă Prochet de 3 metri, o acțiune de 400 de grame. Lungimea de 3 metri în acest moment mă ajută fantastic de mult. Râul nu este așa de lat, pot pescui la orice distanțe îmi permite firul de pe molinetă. Ca molinetă folosesc de data asta un SR10, o molinetă nouă apărută pe piață, cu o capacitate de fir de 0,50 de 280 de metri. Cea de-a doua lansetă pe care o să o folosesc este la fel o lansetă Prochet de 3 metri, aceeași acțiune 400 de grame, echipată cu un ZHR20. Pe ea am un fir de 0,60, aproximativ 400 de metri. Să vă explic un pic și monturile pe care o să le folosesc. Optez pentru o plută de grunt de 20 de grame, două ancore, bineînțeles echipate cu aproximativ 10-15 râme de iarbă, râmă groasă, roșie. Cea de-a doua, o plută la fel de 20 de grame, dar să fim atenți că aceasta are și acele aripioare care în curent are o vibrație extrem de puternică în timp ce se învârte, la aproximativ un metru pătrat creează o vibrație în spatele plutei și asta ne ajută foarte mult. Somnul este atras de vibrații și o să vedem rezultatul. Echipată cu un cârlig Mr. în mărimea M, iar în partea de jos, la fel, un cârlig Mr. Waller, de data aceasta un XXS. Astăzi practicăm un pescuit în format colectiv. Suntem aici cu Jolti, Vlad și Florin. Deja am început să ne desfacem lansetele. După cum puteți vedea, toate lansetele sunt pregătite. Barca este umflată, urmează să o introducem pe apă, pregătim motorul, avem și sonarul cu noi. Suntem curioși câte grade are apa, nu? Da. Posibil o să măsoare undeva la maxim 8 grade, ne-am bucurat să aibă 8 grade. Așa că stați prea aproape și vedem ce va urma. Life is this. I like this. Am intrat cu barca pe apă. Urmează să căutăm zonele unde o să plantăm montura.
adâncimea apei, după cum v-am spus și la începutul clipului, începe de la 2 metri până la o apă de 6 metri adâncime. Temperatura măsoară 9 grade, o temperatură bună pentru această perioadă. Urmează să căutăm locurile, structurile, pragurile, pregătim lansetele, le echipăm cu momială și începem plantatul. Am terminat plantatul lansetelor, deja temperatura de afară începe să scadă. Avem o temperatură de aproximativ 6 grade. Am luat hainele pe noi, se simte. Am plantat lansetele la o distanță de aproximativ 100-150, 8 lansete. Pescuim cu râmă și cu pește viu. Pentru orice eventualitate am lăsat încă barca în apă, în caz că avem vreun drill să finalizăm drillul cu barca. Avem foarte mulți copaci bătrâni căzuți în apă și mai bine finalizăm drillul cu barca pentru că nu ne permitem să scăpăm peștele. Suntem foarte concentrați, foarte atenți, aproape că nu vorbim deloc, foarte mare liniște facem pe malul apei. Condiții grele de pescuit, dar așteptăm, sperăm să finalizăm cu trăsătură. Ne vedem mai târziu. Iată că am avut o ratare. Suntem nevoiți să plantăm din nou lanseta. Am ajuns pe malul celălalt, am plantat lanseta. Și așteptăm din nou trăsătura. Sperăm să fie cât mai rapid. 6 martie 2024, primul pește în drill. Felicitări, Florin. Forțează-l un pic că intră în tufă. Forțează-l. Zec Power. Un somn frumos prins în luna martie. Peru Mureș. 16 martie 2024, temperatura apei 8,8 grade pe râu Mureș, un somn de aproximativ 10 kg, montura folosită Breakline, cârligele de la Zec, pluta Ancora. Ia uitați rezultatul, un frumos exemplar, foarte curat, foarte sănătos. Ne bucurăm că am avut parte de acest drill, un drill foarte frumos. O să vă las și videoclip cu drill-uri. Felicitări, Florin, un pește meritat. Fie cu noroc. Fire întinse tuturor. Zec Power. Zec.